Are o poveste de viață care pare desprinsă dintr-un film. După ce ar fi fost înșelată de soț, o femeie a decis să-și găsească și ea fericirea alături de un alt bărbat. Un bărbat care i-a devenit amant și care i-a demonstrat în repetate rânduri că o iubește. Cu toate astea, femeia l-ar fi refuzat când el ar fi cerut-o în căsătorie, iar de necaz, amantul i-ar fi incendiat casa. Întreaga poveste în următorul material. Însă, atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. El că mă iubește și că el nu poate trăi fără mine. Asta nu înseamnă că el trebuie să-mi dea ful acasă. Munca de viață a Marcelei a fost ruinată în urmă cu 7 zile. Femeia plânge zi și noapte de atunci, deoarece amantul i-ar fi incendiat casa în care locuia cu mama și cu fiica ei. În spatele femeii distruse de durere se ascunde o poveste tristă. Soțul a rămas în Spania și eu am venit acasă cu fata. El s-a îndrăgostit acolo de altă femeie și n-a mai venit acasă timp de 2 ani. Am zis să-i mai dau o șansă că avem o casă și un copil împreună. Așa că Marcela a hotărât să-i facă loc unui alt bărbat în viața ei. Băiatul de aici, de la mine din sat, n-a fost căsătorit niciodată. Și m-a ajutat să-mi iau mașină. El s-a îndrăgostit de mine. După aceea, eu m-am dus la el și am zis, în casa mea nu plec. El n-a înțeles. M-a dat bani, mi-a luat haine, mi-a luat de toate în casă, m-a ajutat, mi-a adus lemne, mi-a adus cărbuni. Eu nu înțeleg că el mă iubește, că el dacă a deschis ochii pe mine și știe tot satul. Despre noi, am oameni martori că am intrat odată cu cuțitul peste mine și l-am iertat. Că am zis, a greșit, nu mai face, dar el este psihopat după mine, mă iubește, nebunește. Pe data de 8, de dimineață, i-am spus că eu plec cu fata la București, la o adunare. Și el s-a supărat că nu l-am luat cu mine. M-a avertizat că o să văd eu ce să-mi facă, că el a investit bani mulți în mine, că el putea să aibă orice femeie la banii care i-a avut, de-aia el că mă iubește și că el nu poate trăi fără mine. Asta nu înseamnă că el trebuie să-mi dea ful acasă. Pe data de 8, când am plecat la București, seara la 8, el noaptea la 3 a venit și mi-a dat foc. Poliția a zis că să mai așteptăm, că n-are dovezi, că nu l-a văzut nimeni. Păi dacă vine și mă omoară și nu-l vede nimeni, atunci cum? Nu are dovezi și nu-l arestează. Eu nu am dușmani în sat, eu pe altcineva nu am în sat. Toată lumea îmi vrea binele, toată lumea a rămas uimită de ce a putut să-mi facă. Acum o săptămână mi-a adus buchet de flori, m-a cerut de nevastă, mi-a adus o căruță de cărbuni, tot ca să am, să nu lipsească nimic. Dimineața la 6 venea, îmi făcea focul la centrală, îmi dădea la porci, beam cafea amândoi și după aceea mă duceam cu el la pâine cu mașina. Mă duceam cu el peste tot. După un an de relație cu bărbatul care făcea orice pentru ea, Marcela nu vrea să mai audă de el. Mai mult decât atât, femeia își dorește ca bărbatul să fie pedepsit pentru ce ar fi făcut. Să-l fac în pușcărie, că el mi-a făcut rău ăsta. Am muncit prin Spania și oșa al meu să facem un rost la fată, că am fost foarte săracă și amărâtă. Și el să-mi facă mie rău ăsta, să mă duc la el ca ce? Să mă mări cu el, i-am spus de atâtea ori că nu vreau să mă mări cu el, că nu-l vreau. Că el trăgea în nădejde că eu voi rămâne cu el. Eu vreau să se facă dreptate, vreau să fie pus la detectorul de minciuni. Am rămas singură și am rămas așa, am ajuns miloaga satului, mi-a ajutat lumea să-mi dea sobe. Mamaia mea nu mai are de încălțat, plânge, nu mai are haine, nimic, televizoare, mobilă, tot mi-a ars. Eu pentru ea și pentru fată îmi dau viața, eu nu pot să le las singure. El se laudă că nu am ce să-i fac și îmi râde în față. O săptămână la rând el n-a mai venit prin sat. Dacă n-avea nimic, de ce l-a venit? Să mă ajut? Marcela izbucnește în lacrimi atunci când își vede casa arsă. Femeia nu înțelege de ce bărbatul care îi declara iubirea ar fi putut să-i provoace atâta suferință. Uitați cum arată casa mea făcută cu bani munciți din Spania, din Anglia, din toate țările. Și că m-a ajutat, mi-a făcut baraca asta de lemne și veranda aici și că nu vreau să mă mări cu el și nu vreau să-i fiu nevastă. N-am vrut să-l iau cu mine pe data de 8 la București. Mi-a dat foc la lemnele astea. Ne-i obsedat, mă iubește. Amantul care
Nu vreau să fiu cu el, eu din casa mea nu plec. El mi-a dat foc aici la lemne. Că lemnele mi le-a adus el 10 căruțe de lemne, că el fură lemne din pădure. Cărbunii ăștia săptămâna trecută mi-a adus. Că a zis ca să nu îngheați de frig. Eu aveam condiții farmacie în casă, lux. Mi-a ars televizoare. Sunt terminată, râd de satul de mine. Aici era cazmera lui Mamaia. Care mama mea stătea aici, că am zis că e bătrână să stea aici. Venea în deal mânca, îi făceam baie. Aici am avut, uitați, 200 de milioane m-a costat centrala. Și el ce-a făcut? Așa spune el că mă iubește, că să-mi dea foc? Eu înțeleg că mă iubi, că-s prima femeie în viața lui. Dar nu trebuie să-mi dea foc, să-mi lașe copilul în câmp. Uitați câte lemne mi-a ars. Tot mi-a ars. A spus pompierii că focul e dat intenționat. Care dovadă vă mai trebuie dacă eu vă spun că el mi-a dat foc? Vreau să fie arestat pe loc, că el nu se lasă până nu mă omoară. Nu ar fi prima dată când bărbatul îndrăgostit până peste cap i-ar fi sfâșiat sufletul femeii. A mai intrat odată cu cuțetul, a sărit gardul în față și l-am văzut de la balcon. Când a sărit gardul cu cuțetul și îmi spune că nu, cu nerușinare, mă omoară. Și apoi zice că nu a fost el. Vă rog să mă ajutați că nu mai pot. Nu vreau să fie liber, nu mă liniștesc. Nu! Au rămas alături de mine doamna psiholog și Sorin Ovidiu Bălan, iar acum vreau să o invit în platou pe Marcela Ilie, femeia care și-a acuzat amantul că i-ar fi incendiat casa. Bună seara! Vă rog să luați loc, haideți! Doamna Marcela, ce faceți? Sunt supărată! Vă cred! Stați așa, haideți să ne liniștim. Câți ani aveți? 45. Mulți înainte. Mulțumesc. Aveți copii? Da, două fete. Mari? Una are 26 și a mică 15. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și aveți și un soț în acte. Soțul este... Nici nu vreau să vorbesc despre el. Dar cum să nu vorbim de soț? Și vorbim de amant? După 20 de ani să vin acasă să-mi spună că nu mai vrea să stea cu mine? Nu-l mai vreau niciodată. Dar ce s-a întâmplat cu soțul? S-a îndrăgostit de altă femeie în Spania. Unde? În Spania? Da. Dar sunteți încă căsătoriți, nu? Am tentat divorțul că el a venit acasă. Și eu i-am zis să aleagă între mine și ferma asta, unde lucrează și femeia asta. Și el a zis că de acolo nu pleacă, bază în mine nu mai are, că eu am mai bătut două fete acolo, tot din cauza lui. Cum? Le-am bătut. Două fete? Da, două femei. Care umbla soțul dumneavoastră? Da. Recunosc, sunt sincer, e prea vagabond. Dezarmant de sincer. Da, el e prea vagabond. Eu, acum, la vârsta asta, am avut foarte multe greutăți cu mama, ba, când am avut probleme. Bolnav, am înțeles. Da. Bun. Și ați venit acasă. L-ați lăsat pe soț cu amantele în Spania. Da, a zis că vin acasă, că am fost naș, să cununăm. Când a venit sucit, nu mai mă suna, zicea că nu mai are timp, că nu mai mă sună. Câți ani ați fost căsătoriți? 20 de ani. De 2 ani sunt fără el. Știe toată lumea, știe tot satul despre asta. Nu ce ați făcut? Pentru că el v-a înșelat, practic, și nu mai vine acasă, v-ați găsit și dumneavoastră am stat un an de zile, doamna Mirela, l-am așteptat. Ce să fac? Nu mai mă suna. 5 luni nu mi-a trimis bani. Eu ce era să fac? Anul trecut de Crăciun eu n-am avut nimic. El a făcut sărbătorile cu aia, cu copilul ei, acolo, în Spania. Ce era să fac? Sunteți personaj, deci nu... Să stau singură? V-ați fascinat, stați un pic. Deci sunteți personaj. Nu pot să stau singură. Am înțeles. Și l-ați găsit pe domnul ăsta. Domnul ăsta m-a ajutat să iau mașină. 46 de ani. Cum adică prima, iertați-mă, cum adică prima femeie din viața lui la el n-a fost căsătorit niciodată. Păi da, nu la asta mă referem, adică 46 de ani totuși. De cine ziceți? Prima lui femeie din viața lui? La lui ăsta de mi-a dat foc? Da. Da. El n-a fost căsătorit niciodată. Da, dar nu despre căsătorie vorbeam. Adică așa, n-a avut nicio femeie. N-a avut nicio femeie. Nu, că... Prima ați fost dumneavoastră. Da. Și de asta v-a iubit așa de mult. Da, eu am luat permisul și n-aveam și eu bani. Mă rugam de soț, trimite și mie bani, să iau și o mașină, nu știu ce. Și domnul avea bani, înțeleg că fura lemne. Mai
ai fură, da, fură lemne din pădure, da. El se ocupă cu asta, e pădurar? Fură, fură, nu e pădurar. Are pile omul, relații, treaba lui, nu mă interesează pe mine ce face el. Dar vă aducea o căruță de cărbune? 10 mi-a adus de lemne. Vedeți ce mult vă iubește, nu una, 10. Păi da, și mai pe multe. Acum dumneavoastră spuneți că în curte aveți 10 lemne de căruțe. Nu mai am, că le-a dat foc. Căruțe de lemne furate. Da. Mai bine că le-a dat foc, că venea și poliția. Le-a dat foc. Și spunea, ce caută lemnul furat în... Da, el s-a răzbunat că stai să-ți arăt eu ție, că eu te-am ajutat, am investit bani în tine. Păi și ce, nu erați împreună cu el? Adică nu-l iubeați? Eu nu-l iubesc. Nu că nu-l iubesc, îmi părea rău de el, că era foarte... Mi-ar fi adus luna după cer. Recunosc. Sunt buni băieți ăștia care vor să aducă luna de pe cer? Deloc. Da, nu vreau să... Mai buni aia care aveau vreo 4 femei la fermă. Nu vreau să mă măriți să plec din casa mea. Nu vreau. Dar ce, trebuia să plecați din casa? El mă vroia la el acasă. Și el s-a supărat. Eu i-am spus, mă, bebe, eu nu am terminat divorțul încă. Eu încă nu sunt liberă. Nu pot să plec din casa divorțul mea. Divorțul ăsta se termina. Nu. Bebe nu putea veni el la tine în casă? I-am spus, păi soțul meu cum? N-are și lacte aici, avem amândoi. Da, soțul e cu altă femeie. Da, doamna Mirela, dar el când vine... Are deci dumneavoastră acolo. Cum făceați practic? Stăteați cu soțul el la când venea soțul soț? Are partea lui, două patru lui, casa are partea lui? Lui, casa lui, da, dar are când drept. Nu e soțul, era în regulă are să drept, fiți cu amantul. Tu, eu nu am drept să duc bărbați în casă. Și unde vă întâlneați cu amantul? În mașină, pe la el, ne plimbam. Ne-am plimbat. Nu înțeles. Da, eu spun că eu nu vreau să mint. Eu am venit așa. Aici să mă și ajute. Și practic amantul n-a înțeles că era doar o poveste. Eu, ce să vă ajut? Stați un pic. N-ați înțeles, amantul n-a înțeles că era doar o poveste. E o poveste de iubire, o, iubire și atât. Da. Adică nu vroiați mai mult cu el, nu, familie, copii. Nu, eu el nu. Vroia mai mult. Da. Și el, că eu am plecat pe data de 8 la București, s-a supărat și s-a dus noaptea, beat. Și mi-a dat foc. Dar și... i-ați spus la început, când ați început această poveste de dragoste, că dumneavoastră aveți un bărbat pe care da, știa că e prieten, a fost prieten cu soțul meu el. Păi da, dar poate e că... din sat, un părău ne desparte. Auziți dacă dumneavoastră i-ați povestit că va înșela soțul, da, care știa, femeia acolo. Știe și el treaba poate asta. Poate s-a gândit că erați dispusă el așa a tras speranță, doamna Mirela, că eu mă voi mărita cu el, că soțul meu nu mai vine și că eu voi rămâne cu el. Era foarte gelos. Dacă l-ați fi iubit, suntem femei, este? Da. Dacă l-ați fi iubit, da, nu-l iubesc. Nu. Aia e, de fapt. Nu că nu voiați cu el. Păi asta e tristețea. Nu, nu-l iubeați. Doamna. Că dacă îl iubeați, având în vedere că soțul e cu amantele în Spania, imediat făceați divorțul și spunea iubitul iubede. Problema este că doamna îl mai iubește pe soț și n-ai doar asta i-am și spus-o lui. Măi, bebe, eu încă îmi iubesc problema soțul. Problema este că ea, doamna îl iubește eu încă pe... încă îmi iubesc soțul. Și o să mai bată vă două, trei. Pe. Păi, dar stai un pic și dumneavoastră sperați că soțul se va plictisi de femeile alea eu și știu, va veni acasă? Eu știu, femeia aia are doi copii. Acum nu cred eu că o stau o veșnicie, că deja are și el 46 de ani, soțul meu. Cât o să mai stea? Dar nu mai trag eu nedejde că deci dacă e alegerea lui... Deci sperați ca soțul să se întoarcă acasă? Asta nu știu, dacă mai vine treaba lui, nu mai vine, eu vreau încă să... să fie pedepsit pentru ce mi-a făcut. Cine? Bebe. Mi-a dat foc la casă. Eu pentru asta am venit. Bun, dar ce probe aveți că el? Că acum dumneavoastră sigur puteți să spuneți poliției că el este un suspect. Dar... Știe toată lumea. Știe toată lumea, doamna Mirela. Unde eu și el. Peste tot. Mergeați peste tot în sat? Ce peste zicea lumea? Tot. Dimineața la ora 6 era la mine. El dădea la porci. Mi-a tăiat și porcul în coteț de 30 de kilograme cât avea. L-a lăsat mort acolo în coteț, tăiat. Și m-am dus la poliție. Dom'le, asta nu a fost de bine. Ce stați un pic, asta nu era de bine? În Târgu Cărbunești? Cojani, da. Cojani. Dar stați un pic, dar asta nu era de bine? Nu l-ați chemat dumneavoastră să vă taie porcul? Nu, doamnă, porcul? Noaptea l-a tăiat, în noaptea cu incendiu. A, a vrut să vă omoare porcul. V-a omorât, da, nu vi l-a tăiat? Da. La noi tăierea porcului e ceva de bine, nu, e nu, sărbătoare. Nu. V-a omorât porcul? Da. Asta e altă treabă. Și am zis la poliție, dom'le, am prete ceva. Nu, doamnă, că am prete să ia pe coala albă, nu așa. Nu pe porc. Da. Am fost la poliție, domne, vreau și eu... A spus și dumneavoastră o coală albă. Vreau și eu să nu mai se apropie de mine și așa. Ați ordin de interdicție. Da, și a zis să mă duc la tribunal, la judecătorie. Păi cum să mă duc acolo? Dar cum s-a transformat el din acest romantic... S-a transformat de necaș, gelos pe mine, că nu l-am luat aici când am venit pe 8 seara. Dar ce ați făcut aici pe 8 seara? Eu, fata mea este pocăită, mergeam cu ea la o biserică mare. Și așa. Am niște prieteni de familie care ne cunoaștem de 10 ani, la Urziceni. Așa. Și am zis, mă, mergem pe la ei, stăm și noi două zile.
I-am și spus, bebe, nu stau mult. Nu, s-a supărat de dimineață. M-am dus cu el și a plătit banca. Dar de ce banca. Nu l-ați luat și pe el? Dar de ce să-l iau eu cu mine peste tot? N-am înțeles. Era iubitul dumneavoastră? Nu, nu. Dar bebe era bun numai când vă aducea căruța cu lemne? Asta e, dacă așa a fost, ce să mai acum fac acum? Se simte și el băiatul, bărbatul păi să folosit? Se simtă, să se ducă la pușcărie dacă mi-a